pentru că apa care curge la robinet în media și nu este potabilă, oamenii cumpără apa direct de la magazine sau se alimentează de la izvoarele din oraș. Ei bine, nu toate dintre acestea sunt sigure. Recent, municipalitatea a anunțat că la izvorul Dorului apa nu este potabilă și nu este singura sursă de apă cu probleme. Acesta este izvorul Dorului, locul de unde se aprovizionează cu apă sute de medieșeni. Oamenii sunt revoltați de mizeria strânsă în apropierea principalei lor surse de apă și dau vina pe municipalitate pentru că nu intervine. Toate zrele, nu, bune mări, nu iasă nicăieri apă. Deloc nu iasă, deloc. Să facă, să vie să facă ceva, că impozite numai ne topun să plătim, dar ei pentru noi nu fac nimic. Nimic nu fac. Să dea bani municipalitatea să vie să le facă. Că ei trebuie să răspundă de ele, nu oamenii. Noi ne plătim dările către impozite și tot ce trebuie. Și ei să vie să ne facă și nouă. Dacă nu, să plece de acolo, să lasă pe alții care vor să facă, dacă pot să facă. Dacă nu. Ar trebui să vadă cineva, dar primăria ia o grămadă de impozite, nu? Cineva ar trebui să ia inițiativa, că normal omul nu are voie să intervină, cetățeanul de rând, nu? Igienizare, nimic. Analize, nu știu, mai fac oamenii din când în când. Credeți totuși că e în regulă să luați o apă care nu e verificată? Păi decât să răbdăm sete, mai bine luăm o apă care cred că e bună. Reprezentanții primăriei nu au vești bune. Apa de la izvorul Dorului nu este potabilă. Cel puțin acest lucru reiese din ultimele analize făcute. Cu toate acestea, oamenii n-au fost înștiințați și se supun la adevărate pericole. Conform ultimelor analize de apă efectuate pentru izvoarele din municipiul Mediaș, starea apei pentru izvorul de pe strada șoseaua Sibiului corespunde atât din punct de vedere microbiologic cât și chimic, apa fiind potabilă, iar pentru izvorul Dorului corespunde doar din punct de vedere chimic, aceasta nefiind potabilă. În ceea ce privește recondiționarea izvorului Dorului, contractul de reparare este în curs de semnare. În Mediaș, din cele 20 de izvoare și fântâni, doar 3 se încadrează în parametrii admiși. Acestea sunt fântâna de pe strada Turda, numărul 14, din cartierul Gura Câmpului, fântâna de pe strada Morii de Scoarță, respectiv izvorul de la ieșirea din municipiul Mediaș spre Sibiu.